Sărut mâna și bine ați sosit și dumneavoastră. Dați-mi voie să mă să înțeleg cum stau lucrurile. Cum mi-am dat seama cum care? Normal că mi-am dat seama. Exact, mi-am dat seama și oricum ți-a... Tu n-ai văzut ce ai făcut? Când a deschis ușa, te-a împins pe tine, ți-a dat brânci să vadă dacă a fost... Păi du-te tu ca să-l păcălim. Na, na. Ți-a dat brânci, te-a împins și a zis, du-te să vedem că se întâmplă ceva pe scări. Da. Oameni buni, așa arată un inel... cum să zic? Frumos. Nu frumos, un inel... Special. De logodnă și verigheta, nu? Mm? Exact, diamante. Doi, nu. Diamonds. E. Când iubești diamantele, ciucă, trebuie să fie fix pe deget aici. Bună, Laura. Bună. Bine ai venit. Bună, Laura. Bine v-am găsit. Ți-a fost dor de noi? Foarte dor. Asta e, mă bucur mult de nici tot. Nici nu știu când am fost ultima. Nici nu contează ideea că ți-a fost dor de noi. Știu că la un moment dat ziceai că tu nu prea vrei să apari așa, că tu nu prea nu știu ce. Da, nu, exact. Nu, am mai fost odată. Și de asta. Ce faceți? Cum a fost la nuntă? Foarte frumos. În Franța. Da. 23 septembrie. Da. Să vorbească mireasa, ciucă. Să vedem și fotografiile. Am melodia aia. Avem mireasa care? Am eu melodia aia, Iați mireasă ziua bună. Lasă-mă cu Iați mireasă ziua bună. A fost în Franța, tu crezi că ți-a cântat Iați mireasă ziua bună? Ia uite, Ana. Cum se zice Iați mireasă ziua bună în franceză? Cine a fost domnișoară de onoare? N-am avut. Nepoatele. Nepoatele? Cele... Da, uitele. Uitele. Ele. Uitele. Mai multele. Da. Super. Deci nu a avut loc în Franța pentru că... Ce casă. Pentru că... Păi că am dat poze frumoase. Am dat poze frumoase. Uite și pe mama. Să rămână mama. Să rămână mama lui surorile. Se uită la noi acum. Și tata. Perfect. Și tata. Și tata. Să trăiți numai bine. Familia Boghiu. Se uită, dar perfect. Se uită. Spune-ne un pic de ce în Franța. Dezlușiți un pic misterul ăsta. A venit cu propunerea pentru Franța. Oricum ne-am dorit o nuntă restrânsă cu foarte puțină lume. Și am fost foarte puțin. Cred că în jur de 30 de oameni. Și mi-a surâs foarte mult ideea. Franța, Paris. Franța, castel, poveste. De cât timp îl cunoșteai pe soț? Îl cunosc de 6 ani. De 6 ani, deci era 6 o relație serioasă. 5 ani. Foarte, foarte frumos. Și povestiți-ne un pic cum a fost la nuntă. Zine tu, Ana, ceva, suntem curioși, îți dai seama, nuntă la castel în Franța. Foarte frumos. Foarte a fost. Frumos, da, am prins vreme bună. Ok, fix de vreme mă interesa. M-a interesat pe mine, pentru că atunci, când am ajuns în Franța, cred că erau 10 grade. Dar tu te interesa atunci când urma nunta, dar pe noi acum ne interesează, a fost vreme frumoasă. Povestește-ne un pic, mie, rochia, de unde? Rochia? Da. A fost o nebunie cu rochia. O întâmplare. Da, m-am dus la o casă de rochii de mirese. În Franța acolo? Nu, în România. Nu, în România. Mi-am tot făcut modificări la rochie și era cu o zi înainte, alta, aleasă. Da. Okay. Cu o zi înainte de nuntă am descoperit niște găuri în rochie. Și am zis, eu nu mai vreau rochie, am mulțumesc că mă îmbrac cu alta făcută de o prietenă. Și m-au sunat că te rog frumos, revină la casa de modă să-ți alegi altă rochie. Și am ales-o cu nici 12 ore înainte de nuntă. Mamă, dar ți-a venit perfect. Doar a fost curtată un pic. Da, că n-a fost nevoie de modificări. Da. Adică fost asta super e mult, noroc. Nu ai trup de manechin, asta e, atât am văzut. Super. Da. Soțul? Nu l-am văzut în poze. Și nici nu o să-l vezi. A fost la nuntă? A fost și el. A fost la nuntă. Da. Dar de ce ați ales Franța? Adică, ok, ți-a surâs ideea de Franța, dar el are o legătură cu Franța? A stat o perioadă în Franța. De asta, adică e... Da, și are prieteni foarte buni acolo. Prieteni care ne-au fost și nași. Și ei ne-au ajutat și cu toate aranjamentele. Foarte frumos. Da. Părinții ce au zis când ne-au zis, băi, facem nunta în Franța. În Franța? S-au bucurat. A fost în Franța, wow. Da, wow, abia așteptăm, sperăm să fie frumos. S-au bucurat și ei. Chiar a fost, e cel mai mare castel de pe Valea Loarei. Nu se pare firesc, cât a costat nunta? Nu mult. Decent. Cel mai mare castel de pe Valea Loarei? Practic n-a fost un castel. Care caută chirie castel Valea Loarei? Păi da, dar păi nu închiriezi castelul, castel. Fii serios, ce închiriază un castel să facă o nuntă de 30 de oameni? E un hotel lângă și restaurantul hotelului. Păi în complexul, în curtea castelului, pe proprietatea castelului. E curtea castelului? Da, pe este proprietatea. Pe proprietatea face parte din... Și la castel stătea cineva? Nu, n-a stat nimeni. De, cred că a adunat 60 de zile pe toată perioada... De când este castelul făcut. Și acum e castelul? Acum? Da. Nu am curiozitate să stai imobiliară, adică, bune, dar tu... iartă-ne un pic, adică totuși un castel în Franța pe Valea Loarei, așa, în, fără să aibă un proprietar? Sunt mai mulți proprietari, mai mult ca sigur.
Se ceartă, mă, și ăștia pe avere acolo. Păi, la câte castele au acolo. Da, mă bucur foarte mult. Pozele sunt superbe și sunt convins că așa a fost și evenimentul. A fost. Pe ce a fost, dansul mirilor? N-a fost dansul mirilor. A fost o nuntă mai atipică, nu a fost... Fără dansul mirilor, am înțeles, ok? Ceva... Dar s-a pus muzică ceva la nuntă? Da, da. S-a pus, da. Okay. Greu cu franceze, dar s-a pus și muzică. Ceva de mâncare specific românesc? Specific francezesc. Iartă-mă. Nici o sărmăluță. Nu fac sărmăluțe francezi, nu. Nu, ciucă. Sărmăluțe cu foie gras. Altă treabă. Bun. Foarte, foarte frumos. 3 zile, 3 nopți, unta? Nu, o zi. O zi. Să nu exagerăm. Pentru am fost 30 de oameni. La castel întotdeauna. A fost pentru noi mai mult. Da. Mă bucur. Foarte frumos. Mă bucur că te bucuri. Zi, Ioana. Nu, ce să zic. Eu încerc așa să nu zâmbesc prea tare că de ce? Am aparat. De când te l-ai pus? Acum de o lună, da. Și? E complicat cu el? E deranjant, mai ales când strânge sârma și trebuie să mănânci, dar ajută pe partea cealaltă dacă vrei slăbești, că... Deci asta e o aparat dentară, trebuie ciucă, cum dau eu și-o gravele. Și urmează luna de miere după nunta la Paris? La un moment dat. În Franța urmează la un moment dat? Da, da, da. Aștept cu restricții, nu știu să-ți spun. Adică nu, că să fii atent. Dacă nu a fost în Franța, luna de miere o să fie în România. Sau a fost deja în România. Da. Cum bravo, a fi să logica. Faci luna de miere în România? Păi dacă nu te-ai făcut acolo. Sad story. Păi ești bun, acum unde să te duci? Mi se pare firesc. Faci nunta pe Valea Luare la Castel și vrei tu să faci nunta de luna de miere în România la Herculane? La fel, la Felix. Că am văzut că s-au făcut renovări pe acolo. Atunci la Băile Felix. La Băile Felix, că s-au la Băile Felix e frumos. E frumos, era frumos și când eram noi mici. Fetele, oameni buni, surorile Boghiu rămân cu noi pentru că la un moment dat vor fi hipnotizate de Simeon Erștefan ca să putem să aflăm mai multe despre această nuntă de la din Franța. Deci nu crezi? Dar nu vrei să vorbim de cele două gemene de la visuri, te rog. Din normal, dar trebuie să luăm publicitate și după aia vorbim. Bine. Vrei să vorbim acum înainte? Păi vreau să vorbim pentru că este un caz absolut special. Perfect, clar vorbeam mulți și despre gemeni. Subiectul ăsta. În seara asta o să fie visuri la cheie și o să povestim de toată povestea. Atunci hai să povestim acum de visuri la cheie și facem hipnoza cu Simeon Erștefan după publicitate, când o să scoată de la voi absolut toate detaliile. Și cum îl cheamă pe soț și cât ani are și zodie. Stai să vezi. O poză, ceva. Da. Momentul e senzațional în seara asta, asta vreau, voi amândouă aici și, show, și emisiunea Visuri la Cheie, tot cu două fetițe gemene, pe care le cheamă tot Mihaela și Gabriela, cum ne cheamă și pe noi, ca al doilea nume. Două fetițe care, din păcate, și-au pierdut mama într-un accident rutier. A fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și bunicii s-au luptat să le ia în custodie. Și noi am avut ocazia să le cunoaștem pe cele două fetițe care sunt absolut minunate și pline de energie. Și le-am făcut un super proiect special la care au mai participat niște gemeni. Adică a venit și sora ta? Nu, încă o pereche de gemeni. Da. Ai fost și tu implicată. Da. Cred că te-a răscolit un pic acest episod din Visuri la Cheie, mai ales că fetele purtau numele voastre. Și ele gemene și toată povestea. Da, îți dai seama. Și pentru că m-am ocupat de dormitorul lor, Dai. Am încercat să revin în copilărie și să le fac un dormitor cum mi-aș fi dorit eu la vârsta respectivă. Și cred că am reușit să-l fac. Cum a fost reacția lor când au văzut? Absolut minunat. N-au mai ieșit din dormitor. Acolo au vrut, gata. Și acum sunt în dormitor. Una din fetițe a început să plângă când le-am dat bandana jos de la ochi. Dar când am avut ocazia să intrăm și noi în apartament să le vedem mai bine, nu mai exista nicio lacrimă de supărare, de emoție, nimic. Erau ca niște titirezi, țopăiau în pat, alergau prin casă.